Este o atmosferă frumoasă, așa cum se cade la o nuntă. Și fiecare dintre noi putem să culegem lucruri care sunt necesare pentru familiile noastre. Dragă Cristi, Rebecca, astăzi este nunta voastră. Cu ceva timp în urmă te uitai la nunta surorii tale și te gândeai cum va fi nunta mea. Nunta ta este așa cum este astăzi. A venit ziua la care ați visat, ziua în care ați investit așteptări, speranțe și evenimentul acesta al nunții este începutul căsătoriei voastre. Căsătoria voastră, voi știți, este așa cum o veți face. De aceea noi toți am tăbărât pe voi astăzi ca să o faceți o căsătorie fericită. Părinții v-au spus asta de când vă știți voi, să fiți cuminți, să fiți serioși și să trăiți frumos. De acum încolo trebuie să faceți lucrul acesta un pic mai mult și un pic mai bine. Cristi și Rebecca, vreau să vă aduc aminte de faptul că întotdeauna căsătoria este lucrul care promite cel mai mult și care generează cele mai mari așteptări. Nu există în viața omului o experiență de care să se agațe oamenii mai mult decât de căsătorie. Căsătoria este ceva de care oamenii se agață, ceva ce promite, ce generează așteptări. Tocmai de aceea dezamăgirea este profundă atunci când căsătoria nu produce fericire. Căsătoria este o cutie goală. Nu căsătoria produce fericire, voi produceți fericirea. Căsătoria este doar containerul în care voi doi o să intrați ca familie. Este mediul, este starea, este atmosfera relației voastre. Uitându-ne în Scriptură, învățăm lucruri noi sau ne aducem aminte de lucruri vechi, de fundamentele căsătoriei. Și anume, căsătoria este făcută de Dumnezeu. De fapt, prima instituție pe care Dumnezeu a făcut-o nu a fost biserica, a fost familia. La început, în Eden, Dumnezeu a făcut familia și ea rămâne cea mai importantă instituție. Dumnezeu a creat un cadru, o constituție, un manual de funcționare pentru căsătorie și ea își va atinge scopul, se va împlini atunci când acest manual de funcționare va fi respectat. Ea este făcută de Dumnezeu și Dumnezeu sponsorizează, susține, binecuvintează căsătoria. De aceea, ceea ce faceți voi astăzi este în prezența Domnului și va fi realizat cu ajutorul lui Dumnezeu. Prima căsătorie a avut loc în grădina Eden și a oficiat-o Dumnezeu. Dumnezeu a fost ființa care a binecuvântat căsătoria aceea, care a oficiat-o. Adam și Eva au fost primii miri și Dumnezeu a fost prezent acolo și este prezent astăzi aici, prin Duhul Sfânt, ca să binecuvinteze promisiunile pe care le-a făcut, împlinindu-le, să binecuvinteze așteptările voastre și visul vostru. Deseori, cuvântul folosit pentru căsătorie în Scriptură este legământ și sunt cel puțin două pasaje în Scriptură în contextul căsătoriei unde apare cuvântul legământ. Mai întâi apare în Proverbe, capitolul 2, versetul 17. Aș vrea să citesc o parte din pasajul acesta. O să citesc puțin de la 16. Aici, Solomon, care a trecut din nefericire prin experiența asta, vorbește despre diferența dintre femeie și femeia ta. Dintre soție și străină. Asta e terminologia pe care o folosește el. El vorbește despre oricare altă femeie, cu excepția soției lui, folosind cuvântul străină. Am să citesc. Ca să te scape de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare, care părăsește pe bărbatul tinereței ei și care uită legământul lui Dumnezeu. Atunci când Biblia vorbește despre căsătorie, vorbește despre un legământ, un legământ pe care ți-l asumi, un legământ conștient, un legământ voluntar.
Un legământ în care intri și tot ce faci ridică sau coboară legământul acesta. Mai există încă un pasaj în Scriptură care folosește cuvântul legământ și acesta este aproape în același context în ultima carte a Bibliei, în Maleahi. Aici, în capitolul 4, în capitolul 2, versetul 14, unde Dumnezeu spune: Domnul a fost martor între tine și nevasta tinereții tale, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta ta cu care ai încheiat legământ. Cristian, privește cum prezintă Biblia soția, tovarăș. Devine cel mai bun tovarăș, cel mai apropiat tovarăș, ziua și noaptea, la bine și la greu. Ea nu este altceva decât un tovarăș. Ea nu este altceva decât un prieten. Soție înseamnă prieten. Sunt oameni care se căsătoresc, dar își pierd prietenia. Se înstrăinează. Aduți aminte ce am spus mai devreme de cuvântul străină. Atâta timp cât soția nu mai este tovarășă, ea devine străină. Apare o detașare emoțională, o indiferență, o nepăsare și asta este partea de omitere. Nu-i gravă, e gravă prin consecință. Dar unii merg un pas mai în față și încep să facă lucruri împotriva tovarășului de viață, indiferent că e vorba de soție sau de soț. Biblia folosește cuvântul de tovarăș. Acum tovarăș nu mai înseamnă mare lucru. În comunismul din România, sensul atribuit cuvântului tovarăș l-a diluat, dar tovarăș înseamnă cineva care este tot timpul lângă tine și îți vrea binele. Un fel de prieten, cineva care nu te părăsește niciodată. Dacă plângi sau râzi, el este acolo ca un tovarăș de nădejde. Opusul tovarășului este străina sau străinul. Această detașare emoțională în căsătorie poate să facă din soția care încă este acolo sau soțul care încă este acolo, poate să facă un străin. Sunt foarte multe căsătorii care ajung în situația aceasta. Ei bine, Dumnezeu a fost prezent la prima căsătorie. A onorat-o cu prezența sa și cu binecuvântarea sa. Dar întotdeauna o căsătorie autentică presupune un legământ. Relațiile și aventurile păcătoase ale oamenilor nu au la bază legământul, au la bază patima, pofta murdară, irresponsabilitatea și nebunia. Ferice de voi pentru că ați intrat în căsătorie, într-o atitudine de solemnitate, de neprihănire. Dumnezeul acesta care vă cunoaște inimile, El se va ține de cuvânt și vă va binecuvânta. Asta nu depinde de inteligența voastră, nici de banii pe care voi îi aveți sau îi puteți primi. Asta depinde de Dumnezeul care va veni să se țină de cuvânt și să vă dea ce v-a promis. Neprihănirea activează binecuvântarea lui Dumnezeu. Neprihănirea activează prezența și harul lui Dumnezeu. Nu există om mai bogat și mai fericit decât omul al cărui Dumnezeu e Dumnezeul cerului și al pământului. Un Dumnezeu care vede, știe și cunoaște toate lucrurile. De aceea neprihănirea este cea mai înaltă formă de a trăi. Pentru că ea activează prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, spunem și faptul că căsătoria face parte din lucrurile foarte bune pentru că ea a fost făcută înainte de cădere. Dumnezeu a realizat, a inventat căsătoria înainte să existe căderea lui Adam și Eva. Căsătoria este unul dintre lucrurile foarte bune. Astăzi căsătoria este blasfemiată, este disprețuită, este ironizată, o grămadă de bancuri despre căsătorie, dar nu despre excelența căsătoriei și despre falimentul căsătoriei. Căsătoria face parte din lucrurile foarte bune și orice cuplu poate să ajungă la starea aceasta de căsătorie foarte bună. Asta nu înseamnă că ei nu sunt imperfecți. Ba da, sunt imperfecți. Asta nu înseamnă că ei nu au momente de crize, când se ceartă sau poate au anumite neînțelegeri. Ba da, ele pot fi acolo prezente. Pentru că încă trăim în acest container numit firea pământească, care uneori
într-un moment de neveghere, poate să preia conducerea vieții noastre și să avem un comportament nepotrivit pe care îl regretăm și pe care îl părăsim. Nu acceptați ideea pe care, sau ideea care se vehiculează că căsătoria este un chin. Nu, căsătoria nu este un chin. Voi o puteți face un chin. Căsătoria e o stare de prietenie, unde ai pe cineva lângă tine care trăiește doar pentru tine, care se păstrează doar pentru tine, doar pentru tine. Exact cum cu pantofia nu s-a încălțat nimeni niciodată și nici nu se va încălța vreodată cineva de acum înainte, exact așa este această ființă care e soția ta sau soțul tău. Este doar al tău, este doar a ta. Căsătoria este cea mai frumoasă experiență umană. Nu există alta mai frumoasă. Atunci când vorbim despre căsătorie, Dumnezeu vorbește despre ajutor potrivit. Nu ți se pare interesant că Dumnezeu nu i-a spus mamei tale ajutor potrivit? Deși a fost un ajutor potrivit pentru tine. Când tu nu știai de tine, mama ta te-a îngrijit. Mama ta s-a trezit de câteva ori noaptea și nu numai pentru tine, și pentru tine, Rebecca. Dar Biblia nu le numește ajutor potrivit pe mamele noastre. Deși sunt un ajutor potrivit, dar nu primesc titulatura, nominalizarea aceasta. Prietenii tăi nu sunt ajutor potrivit. Sunt foarte multe persoane căsătorite, mai ales bărbați, care se căsătoresc și nu știu să fie soți. Le rămân părinții ajutor potrivit, le rămân prietenii ajutor potrivit, dar numai din nevastă nu fac ajutor potrivit. Nu știu să se raporteze la nevasta lor. Orică n-au avut modele, orică nu au suficient discernământ, motivele pot fi multe și nu le știe nimeni pe toate. Fata aceasta a venit în viața ta ca un ajutor potrivit. Ea se va potrivi, exact cum se potrivește mâna asta, nasta, ia uite ce bine se așează. Dacă aș face asta cu piciorul, nu s-ar așeza la fel de bine. Ea a venit în viața ta ca un ajutor potrivit. Când tu vei avea o atitudine potrivită față de nepotrivită față de ea, o să ai o atitudine nepotrivită față de tine, față de visul tău, față de performanța căsătoriei tale. Ea nu poate să fie nefericită și tu să fii fericit. Veți împărți aerul, veți împărți bucuria, veți împărți necazul. Tot ceea ce produceți voi va fi peste amândoi, nu numai peste unul singur. Nebunia este cel mai nebinevenit lucru din căsătoria unui cuplu. Ajutorul potrivit este darul lui Dumnezeu. Există ajutor potrivit ca statut și există ajutor potrivit ca stare. Ea are statutul acesta imediat ce o să vă căsătoriți. Dar calitatea ajutorului potrivit va crește odată cu experiența ei. Peste 20 de ani va fi un ajutor potrivit mai bun decât astăzi, pentru că va învăța mai bine să facă lucrul ăsta. Peste 40 de ani, peste 60 de ani, va fi un ajutor și mai bun, pentru că va performa din ce în ce mai bine. În fiecare zi făcând un lucru, îl vei face tot mai bine, până aproape vei ajunge un specialist, vei atinge excelența. Dă-i timpul ăsta! Dă-i timpul ăsta! Apoi, performanța aceasta este condiționată de două elemente și astea sunt mai importante decât par. Primul element este, trebuie neapărat să vă lăsați părinții în spate. Trebuie neapărat să-i lăsați. Trebuie neapărat să-i lăsați. Asta spune Biblia. Dezlipiți-vă de ei. Dezlipiți-vă de ei, ei rămân în viața voastră, dar nu cu statut de autoritate pe care a avut-o până acum, încât au organizat viața voastră. De astăzi înainte, dumnealor nu mai organizează viața voastră, voi o organizați. Până acum oamenii aceștia au fost responsabili, de acum încolo rămân responsabili, dar la un alt nivel. Voi deveniți responsabili de familia voastră. Exact cum dumnealor au o familie, o casă, au biluri, au onoare, exact așa voi veți deveni o familie, exact ca părinții voștri. Dacă nu vă veți dezlipi de părinții voștri, este imposibil să fiți fericiți. Este de-a dreptul imposibil.
Apoi, a doua jumătate este să vă lipiți unul de altul. Cum ai fost tu lipit de mami și de tati, cum ați fost voi amândoi de părinții voștri lipiți, exact așa să vă lipiți acum unul de altul. Adu-ți aminte că nicăieri în Scriptură Biblia nu vorbește despre lipirea băiatului de mamă sau de tată. Nu. No. Sau de lipirea fetei de mamă sau de tată. Nu. Ajutor potrivit și lipire este doar între soț și soție. Căsătoria e o relație unică. E o relație profundă, holistică. Este singura relație unde lipirea este profundă, este fără limite. Și unde persoana de lângă tine îți devine ajutorul care se potrivește mai bine decât oricine. Dezlipirea de mami și de tati, și pentru tine, și pentru tine, trebuie să fie de 100%. De câte procente va fi dezlipirea, tot de atâtea procente va fi lipirea. Cristian, știi câte soții trăiesc îndurerate în căsătoria lor pentru că soțul lor e prieten cu mama, e prieten cu mama lui. Mai mult decât e prieten cu ea. Mama e mai importantă decât soția. Dar de ce te-ai căsătorit, mă, dacă nu ești în stare să fii soț? De ce ai luat fata omului dacă nu știi să o faci tovarășa ta și o tratezi ca pe o străină? De ce? Pentru intimitate? Numai animalele fac așa. Ele nu au prea multe obligații și totuși și le împlinesc. Lipirea este doar între soț și soție. Singura relație pe care Dumnezeu o validează și dă această intensitate și profunzime. Cu nimeni altcineva nu te vei putea lipi, începând de la părinți, frați, surori, prietenii tăi, cu absolut nimeni, decât de tovarășa ta, tovarășă de viață. Asta este o afirmație extraordinară, mai ales pentru oamenii din generația mea. Este important să rețineți aspectul acesta. Sau invers, sunt foarte mulți soți care trăiesc aceeași dramă, pentru că soția lui e prietenă cu mama ei. Cunosc foarte multe cazuri de felul ăsta, unde ea devine cea mai bună prietenă cu mama ei, iar el pur și simplu nu-și găsește locul. N-are loc în propria lui căsătorie. E ca și cum eu n-am loc în mașina mea. Se urcă alții și eu n-am loc în mașina mea. Ce căutați în mașina mea? Lipirea și dezlipirea, sau mai bine zis în ordine cronologică, dezlipirea și lipirea, sunt lucruri care pe voi vă binecuvintează și pe dumnealor îi onorează. Deși e puțin dureros pentru părinți, eu am stat de 3 ori pe banca aia, e puțin dureros, dar această durere le dă satisfacție, pentru că nu-și vor dori niciodată nimic mai mult decât să fiți voi fericiți. Liniștea acestor două familii depinde de fericirea familiei voastre. Nu vor fi fericiți dacă voi nu veți fi fericiți. Chiar dacă nu mai este mama ta cu tine în casă, rămâne mama ta până când vor muri. Se vor purta față de voi ca și până acum, pentru că veți continua să rămâneți copiii lor. Doar că prin căsătorie aveți propria voastră familie. Să nu uitați, dezlipiți-vă. Dezlipiți-vă. Nu mai fiți dependenți de. Împărtășiți-vă secretele unul cu altul. O singură dată, dacă le veți spune ceva negativ, vor crede că în fiecare zi acest negativ se întâmplă în viața voastră. Fiți o familie care știți să fiți o familie. Cu ceea ce trebuie să faceți și cu ceea ce trebuie să nu faceți. Dacă v-ați căsătorit, noi ne asumăm că sunteți în stare să vă căsătoriți bine. Noi ne asumăm că tu vei ști să fii un adevărat soț. Nu ne așteptăm să ai experiență, dar ne așteptăm să știi ce presupune să fii soț. Să fii soț înseamnă să te faci una cu fata aia. Tu nu ești una cu mama ta, n-ai fost niciodată. Tu n-ai fost niciodată una cu tatăl tău, cu mama ta, nimic, niciodată, cu frații voștri, nu.
Doar în căsătorie se poate întâmpla o intimitate de genul ăsta. De aceea divorțul e un dezastru. E ca și cum eu te-aș tăia pe tine în două. Și aș lua o jumătate de cristian și o jumătate. Cum devin jumătățile astea? Moarte! Dacă eu te tai pe tine din cap până în picioare, ești mort. Asta produce o despărțire. De aceea Dumnezeu urăște treaba asta. Dumnezeu iubește unitatea, susține unitatea, binecuvintează unitatea. Iar cel mai frumos vis al lui Dumnezeu este căsătoria, unde un om diferit de celălalt, un om care nu se potrivește așa bine cu celălalt, se pune în căsătorie și intră într-un proces de adaptare. Un proces de adaptare. Aș vrea să-ți mai spun un singur lucru, dar nu-l mai spun că nu am timp. Închei spunându-vă, ați avut parte de un timp bun. V-ați născut în familii credincioase, în familii care n-au fost sărace, n-au fost bântuite de persecuție și de comunism. Ați copilărit și ați tinerit într-o țară prosperă. Ați făcut parte din biserici care au avut școală duminicală, adică o biserică a copiilor. Ați fost învățați de mici și acasă și la biserică să vă temeți de Dumnezeu. Acest stil de viață v-a ținut departe de adâncimile păcatului. Ați ajuns la vârsta asta să vă căsătoriți în Domnul. Să intrați în această cea mai veche instituție de pe fața pământului, onorată, binecuvântată de Dumnezeu. Și aveți toate șansele să deveniți o familie fericită. Sunteți doi tineri maturi. Ați primit cuvântul și ați primit umplerea Duhului. Nu aveți nici măcar un singur motiv să faceți altceva decât cea mai frumoasă familie. Acesta este viitorul vostru. Dumnezeu de aproximativ 20 de ani se îngrijește de voi. S-a îngrijit de locul unde să vă așeze, ca să fiți protejați, să fiți doar în prezența sa, doar sub binecuvântarea sa. Simțiți-vă responsabili de investiția lui Dumnezeu, nu doar de investiția acestor două perechi, deși investiția acestor doi oameni nu o să o înțelegeți decât atunci când voi veți sta pe banca aia. Până atunci voi vă imaginați. E mare investiția aceasta. Să o onorați întotdeauna, să vă cinstiți părinții, să nu le imputați nimic. Au fost cei mai buni părinți pe care i-ați putut avea. Au făcut tot ce au știut mai bine. Iar dacă vreodată au greșit, au greșit fără să vrea. Au greșit datorită limitării oamenilor. În felul acesta să vă raportați unul la altul, la Dumnezeu și la oamenii ăștia care v-au dat viață și au făcut din voi oamenii care sunteți astăzi înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.